După 2 ani de la alegeri, Partidul Oamenilor Liberi a convocat o conferință de presă. Ruptura alianței USR-PNL și Bulevardul Pardon se pare că au încins spiritele în viața politică a municipiului Câmpulung. Visul consilierului Dorin Mirea a fost ca întreg consiliul să funcționeze ca o familie, însă dezamăgirea a fost mare. Deși încă nu e focolul sumedru, am văzut că s-au cam încins spiritele în oraș. Și probabil că se vor încinge în continuare. Vreau să vă spun că noi când am plecat la această acțiune cu Partidul Oamenilor Liberi, am avut un singur scop, să ajutăm orașul să crească. Și ținând cont de ce s-a întâmplat în decursul anilor în Consiliul Local, unde știți bine cum se sabotau unii pe alții, că voit, că nevoit, nu știu, și nu vreau să comentez, asta ne-am dorit, să ajungem în Consiliul Local, să putem să sprijinim orașul. Indiferent cine e primar, noi trebuie să sprijinim, vrem să sprijinim orașul atât timp cât se fac lucruri bune. Consilierul Dan Șain a adus în atenție banii pe care administrația locală vrea să-i obțină printr-o linie de finanțare. Consilierii Pol au avut discuții cu cei din USR pe marginea proiectelor ce vor urma să fie depuse, acestea fiind într-un număr destul de mare, banii luați de la bancă sunt necesari pentru cofinanțare. Același Dan Șain a explicat metoda de folosire a acestor bani. Am lucrat mult la partea asta de finanțare, pentru că este extrem de importantă pentru Câmpulung. Din punctul meu de vedere, faptul că se apelează la o finanțare este un lucru pozitiv. Acum, important este și ce facem cu banii. Că discuția aici probabil se va opri. Să lămurim câteva aspecte vis-a-vis de finanțare, ce anume. Nu este un împrumut purtător de dobândă din clipa acordării. Este o linie de finanțare, ceea ce înseamnă că va purta dobândă doar sumele atrase, vor purta dobândă doar sumele atrase, nu și celelalte, vor purta dobândă doar sumele care intră într-un proiect. Deci, din lista de proiecte care va fi aprobată vineri, sau joi parcă în 20, numai acelea pot fi finanțate. Când se apucă, când începe proiectul, se trage suma de bani. De atunci pornește dobânda. 1. 2. Deci, comisiune de neutilizare, 0. Asta este condiția împrumutului. De asemenea, comisiune de rambursare anticipată. Știți, de la alte credite, contează enorm de mult, pentru că în momentul fluctuației dobânzilor pe piață, foarte multă lume și persoanele fizice și juridice și UAT-urile apelează la refinanțări. Și atunci este foarte important ca acest comisiune de plată anticipată să nu existe. Pentru că altfel scumpești creditul. Dobânda. Dobânda este stabilită de a fi maxim 2%. Din lista de proiecte pe fonduri europene, în discuțiile avute, consilierii Partidului Oamenilor Liberi și ai USR au ajuns la concluzia că trebuie să se renunțe la asfaltarea străzilor Rujoi, Mărcuș, Boboc, Livadiei și Leculești. Aceste străzi vor intra în reabilitare ulterior, prioritare fiind momentan rețelele de canalizare și străzile din cartierele municipiului.